Salut! Bine te-am găsit! Numele meu este Anca Mamaru. Sunt economist de profesie și part-time network marketing professional. Iubesc viața, natura, oamenii pozitivi și uleiurile esențiale. Mă bucur tare mult că ești alături de mine la această prezentare, deoarece vei descoperi lucruri extrem de utile. Pentru că ești om și pentru că ai emoții. Tema acestei prezentări o reprezintă uleiurile esențiale și emoțiile, sau altfel spus, aromaterapia emoțională. Ce sunt emoțiile? Răspunsul scurt este, nu știm. Da, nu se știe exact. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că emoțiile sunt răspunsuri complexe, multifactoriale, care sunt declanșate prin mecanisme multiple și prin stimuli. Emoțiile pot forma motivația fiecăruia dintre noi și, prin urmare, pot determina comportamentul și acțiunile noastre. În fiecare persoană sunt emoții și percepții diferite, deoarece fiecare persoană are o personalitate unică și poartă un set unic de experiențe. Acești factori afectează modul în care oamenii percep stimulii pe care îi întâlnesc în viață. În plus, normele sociale pot să afecteze modelul în care oamenii emoționali și receptivi emoțional creează situații unice care merită răspunsuri emoționale unice. Pur și simplu, emoțiile sunt diverse și variază enorm de la o persoană la alta. Chiar dacă toată lumea simte emoțiile în mod diferit, un lucru rămâne constant. Emoțiile sunt fie pozitive, fie negative. După cum probabil ai experimentat deja, emoțiile pozitive ne pot ridica starea de spirit, ne pot motiva să acționăm în moduri care să ne mențină starea de spirit pozitivă. Însă, emoțiile negative pot oferi câteodată o cădere substanțială pentru a acționa în moduri care intensifică starea de spirit negativă. Dacă le lași necontrolate, emoțiile negative pot avea efecte importante asupra sănătății generale și asupra calității vieții percepute. Ce înseamnă asta? Înseamnă că emoțiile negative îți afectează calitatea vieții și afectează inclusiv modul în care corpul tău se simte și funcționează. Deci, ce poți să faci când simți că emoțiile negative încep să te cuprindă? Ceea ce funcționează pentru a menține emoțiile pozitive variază de la o persoană la alta. Dar, în general, activitatea fizică, hobby-urile, vorbind deschis despre sentimentele tale cu cineva în care ai încredere, meditația și aromaterapia, toate pot să ajute. Ce este aromaterapia? Cu o bogată istorie care datează de mii de ani, aromaterapia a fost practicată de civilizații antice cum ar fi chinezii, indienii, egiptenii, grecii și romanii. Chiar și atunci, cu secole în urmă, legătura puternică dintre arome și emoții a fost recunoscută. Uleiurile esențiale au fost folosite într-o serie de practici, în special cele de natură spirituală sau de natură ritualică. Mai recent, termenul de aromaterapie a început să fie folosit și cercetat pentru a valida efectul uleiurilor esențiale asupra emoțiilor. Până în prezent, numeroase studii au confirmat puterea uleiurilor esențiale de a modula stările și emoțiile. Fiecare ulei esențial dorește să creeze un răspuns emoțional diferit pentru fiecare dintre noi și, ca atare, informațiile din această prezentare oferă pur și simplu un cadru care să ghideze fiecare individ în utilizarea uleiurilor esențiale pentru a promova emoțiile pozitive. Tu, personal, vei descoperi cum te influențează pe tine uleiurile esențiale. Tu, personal, vei crea propriile experiențe alături de ele. Uleiurile esențiale folosite în aromaterapie depind aproape în întregime de efectul dorit. Deoarece uleiurile esențiale sunt produse din plante, este adesea utilă împărțirea uleiurilor în clase pe baza tipului de plante de la care provin.
Cel mai frecvent auzim uleiurile esențiale sunt plasate în grupuri care includ mentolul, citricele, condimentele sau mirodeniile, ierburile, copacii și florile. Uleiurile esențiale din anumite clase tind să aibă similarități cu cele din altă clasă. De exemplu, multe uleiuri esențiale de condimente sunt descrise ca având un efect de încălzire. La originea acestor asemănări se află chimia uleiurilor esențiale. Nu vom pătrunde prea profund în chimia uleiurilor esențiale, nu te îngrijora, deoarece această prezentare se referă la aromaterapie, dar vom folosi compoziția chimică pentru a explica diferențele dintre amestecurile găsite în kitul pentru aromaterapie de la doTERRA, pentru blendurile din kit. Există o serie de modalități de abordare a aromaterapiei. În primul rând, aromaterapia poate fi abordată din punct de vedere chimic. Deoarece toate uleiurile esențiale reprezintă compuși chimici naturali care pot determina ce uleiuri să utilizezi în aromaterapie prin studierea substanțelor chimice care constituie uleiurile esențiale și a efectelor potențiale pe care aceste substanțe le au asupra emoțiilor. Acest lucru este totuși foarte dificil și dificil pentru majoritatea utilizatorilor de uleiuri esențiale. Chiar și având în vedere constituenții principale ai uleiurilor esențiale, doar constituenții principali, ar putea fi zeci sau sute de substanțe chimice de înțeles. O abordare mai ușoară este identificarea emoțiilor negative pe care le simți și aplicarea uleiurilor esențiale cu acțiuni care se opun acestor emoții negative. În următoarele slide-uri vom examina clasele de uleiuri esențiale bazate pe originea din care derivă, emoțiile negative pe care aceste clase le contracarează și, pe scurt, vom discuta despre chimia care face ca aceste efecte să fie posibile. Prima categorie de uleiuri esențiale despre care vom vorbi este cea a ierburilor, a plantelor medicinale. Această clasă de uleiuri include busuiocul, cilantro, mărarul, feniculul, lemongrass, măghiran, oregano, rozmarin și cimbru. Această clasă include în principal uleiuri bogate în fenoli, cetone și alcooli, care explică puterea lor de a favoriza încălzirea, tonifierea sau împământarea, așa cum ne place nouă să spunem, și energizarea sentimentelor. Uleiurile esențiale din această clasă, cum ar fi lemongrass și rozmarin, unele uleiuri, oferă de asemenea beneficii de liniștire și de reînnoire a emoțiilor. Datorită beneficiilor emoționale oferite de uleiurile esențiale derivate din ierburi, această clasă de uleiuri poate fi utilă atunci când se adresează emoțiilor cum ar fi nemulțumirea, amărăciunea sau furia. Să vorbim despre uleiurile esențiale de condimente, de mirodenii. În categoria uleiurilor de mirodenii găsim un număr de uleiuri bogate în fenol și aldehide, cum ar fi scorțișoara, casia, chimenul și cuișoarele, care oferă un efect de încălzire atunci când sunt utilizate. Condimentele, cum ar fi coriandrul și cardamomul, dau un efect de împământare și de reînnoire. Alte mirodenii, cum ar fi piperul negru sau ghimbirul, sunt bogate în seschiterpenă, adică pot fi liniștitoare. Ca și clasă, uleiurile esențiale de mirodenii, de condimente, datorită chimiei lor, sunt potrivite să fie folosite pentru a evita sentimentele de sobrietate, dezinteres și plictiseală. Poate clasa de uleiuri esențiale cu care majoritatea oamenilor sunt mai familiarizați ar fi uleiurile esențiale de citrice. Uleiul de citrice include lămâia, grefuitul, portocala sălbatică, mandarina, lime și bergamota. Aceste uleiuri sunt foarte ridicate în compuși chimici numiți monoterpeni, care au puternice asociații de bine dispunere,
de înălțare, de ridicare a moralului. Din acest motiv, uleiurile de citrice sunt de neprețuit atunci când cineva se confruntă cu sentimente de descurajare, sobrietate, îndurerare. Așa cum uleiurile de citrice sunt cunoscute pentru efectul lor de ridicare a stării de spirit, uleiurile din copaci sunt cunoscute pentru abilitatea lor de a stabiliza, echilibra și înrădăcina emoțiile. Aceasta este o clasă largă de uleiuri și include melaleuca, arborele de ceai, așa cum îl știm noi în România, sau titri, arbor vite, arborele vieții, eucalipt, chiparos, ienupăr, tămâia, bradul Douglas, bradul alb. Aceste uleiuri au o chimie variată, dar emoțiile pe care le provoacă sunt cel mai bine descrise ca tonifiere, calmare, reînnoire și înălțare. Lemnul de saltal, lemnul de cedru și mirul, smirna, sunt de asemenea incluse în familia de copaci. Datorită conținutului lor ridicat de seschiterpenă, aceste uleiuri au adesea efecte profunde și liniștitoare. Pe ansamblu, efectul uleiurilor din lemn este unul de echilibrare și de armonie. Uleiurile esențiale din arbori ar trebui să fie alegerea numărul 1 atunci când te simți îndurerat, când simți tristețe sau când simți rușine. Cea de-a cincea clasă de uleiuri esențiale sunt mentolurile. Bogate în cetone, alcooli sau esteri, aceste uleiuri esențiale sunt cel mai adesea descrise ca fiind energizante. Îți dau un sentiment nou, de reînnoire. Îmbogățind utilizatorul cu un sentiment de energie, aceste uleiuri se opun sentimentelor de apatie, insecuritate și sentimente obișnuite de anxietate. Uleiurile esențiale florale sunt cunoscute pentru aroma lor delicată. Deoarece multe uleiuri florale provin numai din flori, fără corpul plantei, cum ar fi tulpina, frunzele, rădăcina sau alte părți, acestea sunt printre cele mai prețioase uleiuri disponibile. Suntem cu toții familiarizați oarecum cu aroma delicată a uleiurilor de lavandă, de trandafir sau de iasomie. Uleiurile din mușețelul roman, geranium, helichrysum sau ilang-ilang sunt la fel de puternice. Uleiurile vegetale sunt compuse în principal din alcool și esteri. Acești compuși promovează sentimente de armonie, calmare, relaxare și reînnoire. Aroma uleiurilor florale poate ajuta la diminuarea temerilor, grijilor și rănilor emoționale. Pare complicat, așa-i? Există atât de multe uleiuri esențiale diferite la care să ne gândim, ca să nu mai vorbim despre jonglarea chimiei și efectelor lor. Doctora știe asta și a propus următorul ghid pentru a te ajuta să înțelegi aromaterapia practică pentru menținerea emoțiilor negative la limita minimă. În loc să îți amintești toate uleiurile și efectele acestora, roata din imagine îți permite să identifici emoțiile negative cu care te confrunți și să recunoști amestecurile care te pot ajuta. Poți observa că fiecare amestec este poziționat între două clase de uleiuri esențiale. Acest lucru se datorează faptului că fiecare amestec de uleiuri esențiale include uleiuri care provin în principal dintre cele două clase de uleiuri. Prin amestecarea uleiurilor în acest fel, blendul rezultat este capabil să stimuleze mai bine emoțiile pozitive, opunându-se mai mult emoțiilor negative decât în cazul utilizării individuale a uleiurilor. Ca și bonus, pentru orice emoție negativă, există cel puțin două amestecuri care promovează o emoție pozitivă opusă. Deci, dacă nu îți place un blend special, ceea ce se poate întâmpla deoarece fiecare avem propriile preferințe atunci când vine vorba de miros,
poți utiliza un alt blend emoțional care acoperă inclusiv emoțiile negative pe care le experimentezi. Să aruncăm o privire mai atentă la amestecurile din linia de aromaterapie emoțională, începând cu doTERRA Consol, blendul de consolare. Ca și caracteristici, Consol conține amestecuri prețioase de flori și arbori, puse împreună pentru a promova împământarea, sentimentele liniștitoare și de tonifiere, inspirând speranța și bunăstarea emoțională. Când simți oricare dintre emoțiile afișate între cele două secțiuni ale roții de mai sus, apelează la blendul Consol pentru a te ajuta la îndepărtarea lor. Ca și sfaturi de folosire, pot să îți spun să difuzezi momentele de pierdere pentru a-ți mângâia sufletul și pentru a evoca sentimentele de speranță. Aplică peste inimă dimineața și noaptea ca un memento pentru a fi răbdător în procesul de vindecare și a nutri gânduri pozitive. Aplică una până la două picături pe un guler de la cămașă sau pe o eșarfă și miroase-l pe tot parcursul zilei pentru a evita sentimentele de durere și de tristețe. Dar, dacă nu te simți rău și sau îngrijorat, însă te simți neliniștit și nesigur, ce se întâmplă? Introdu doTERRA Peace. Formată cu un amestec de uleiuri esențiale florale, liniștitoare și energizante, puse la oaltă cu uleiurile de mentol, doTERRA Peace te poate ajuta să îți liniștești sentimentele de rău și de frică, în timp ce simultan îți dă acel sentiment de încurajare. Te ajută să simți cu adevărat că totul va fi bine. Ca și sfatul de utilizare, pot să zic să îl difuzezi în timpul nopții pentru a promova un mediu calmant și un somn odihnitor. Când te confrunți cu sentimente de anxietate, aplică o picătură pe mâini. Freacă mâinile una de cealaltă și inspira adânc. Inhalează adânc din palmă. Difuzează sau inhalează înainte de a da un test, înainte de o prezentare, în momente de îngrijorare sau de primejdie. Iar pentru a calma un copil supărat sau agitat, diluează și aplică în talpă. Sunt momente în care sentimentele de amărăciune și furie se amestecă cu cele de tristețe și durere, așa este? În acele momente trebuie să iertăm și să lăsăm în urmă emoțiile negative. doTERRA Forgive îmbină uleiurile esențiale de arbori cu uleiurile esențiale de ierburi pentru a încuraja o experiență emoțională profundă, pentru a promova căldura emoțională și reînnoirea sentimentelor. Acest amestec te poate ajuta să ai forța emoțională, să renunți la nemulțumirile trecute și să începi din nou, să o iei de la capăt. Difuzează atunci când meditezi pentru a ajuta la echilibrarea sentimentelor de furie și vinovăție. Aplică pe punctele unde poate fi simțit pulsul și deasupra inimii pe parcursul zilei. Și încă un sfat. Să ai la îndemână doTERRA Forgive pe toată durata zilei pentru a ajuta la contracararea emoțiilor negative care pot apărea în situațiile nedorite. Cât de des, întreb eu acum, cât de des ne simțim siguri, nesiguri, descurajați, distruși sau apatici într-o zi obișnuită? Când simți că nu ai încredere și nu te simți bine, doTERRA Motivate te poate ajuta. Prin combinarea uleiurilor de mentol cu uleiurile esențiale de citrice, acest amestec te va ajuta să găsești curajul de a crede în tine și de a face față provocărilor vieții. Aplică pe gulerul cămășii înainte de a vorbi în public pentru a îți inspira sentimente de încredere. Difuzează când lucrezi într-un proiect pentru a te menține motivat. Aplică pe punctele pulsului pentru a participa la evenimentele sportive sau alte competiții. Toată lumea știe. Bună dispoziție și atitudine veselă te poate ajuta să treci peste multe lovituri și provocări ale vieții, așa-i? Desigur. Dar, uneori, oricât de mult ți-ai vorbit pozitiv ție însuți, nu este suficient pentru a evita descurajarea. doTERRA Cheer
este blendul de uleiuri esențiale de citrice și condimente, cu efectele lor de încălzire și de înălțare. Oferă un impuls de fericire și pozitivism atunci când te simți jos, când te simți cu moralul la pământ. Aroma sa proaspătă și optimistă va străluci în orice moment al zilei. Difuzează acasă sau la lucru sau în mașină pentru a contribui la crearea și menținerea unui mediu pozitiv înviorător. Aplică pur și simplu pe o bucățică de bumbac și pune-o în mașină pentru a experimenta aroma unică, adutarea cier în timpul condusului. Când te simți demoralizat, când te simți cu moralul la pământ, aplică o picătură pe mâini. Freacă mâinile împreună și inhalează adânc, după cum este necesar pe parcursul întregii zile. Sunt momente în care simți că ți-ai pierdut o pasiune, dăruire, de ceul, pentru ce? Chiar și lucrurile bune pot deveni previzibile și plictisitoare în timp, așa-i? Dotarea Passion inspiră amestecul de uleiuri esențiale de condimente și plante medicinale. Cu efectul lor de încălzire, armonizare și reînnoire, te va ajuta să reaprinzi emoția în viața ta. Încearcă ceva cu adevărat înfricoșător, cum ar fi dansul, de exemplu. Cu dotarea Passion poți găsi îndrăzneala să încerci ceva nou, să descoperi bucuria reînnoită pentru binecuvântările actuale din viața ta. Difuzează dimineața pentru a te ajuta să începi ziua într-un mod energic și entuziast. Aplică pe punctele de puls și peste inimă pe tot parcursul zilei pentru a te simți inspirat și plin de pasiune. Difuzează la muncă pentru a stimula creativitatea, claritatea și chiar curiozitatea. Când mă gândesc să folosesc kitul de aromaterapie emoțională, care cuprinde uleiurile despre care tocmai ți-am vorbit, ceea ce îmi vine în minte sunt două modele de bază pentru utilizarea lui. Utilizare zilnică și utilizare episodică. Utilizarea zilnică se referă la o rutină consecventă pentru utilizarea uleiurilor și la a rămâne semi-constant de la o zi la alta. Cu toate acestea, emoțiile negative se întâlnesc adesea în mod neașteptat, iar utilizarea trebuie să reflecte aceste emoții negative neprevăzute, să le contracareze. Aici intră în joc folosirea episodică sau utilizarea care este foarte orientată spre emoțiile și momentele specifice. Deci, vreau să-ți împărtășesc un cadru pentru utilizarea zilnică pentru a-ți face așa o idee generală. Amintește că suntem diferiți, deci preferăm uleiuri diferite, astfel încât utilizarea zilnică ar trebui să fie cu blendul tău preferat din kitul de aromaterapie emoțională. Îți recomand să aplici blendul ales pe punctele de puls dimineața, de exemplu Motivate, pentru că îți dă un impuls de emoție pozitivă. La amiază, reînnoiește acele emoții pozitive. Aplică blendul pe inimă pentru a beneficia continuu de aromă. Seara, poți să închei ziua prin difuzarea unui alt blend în camera în care urmează să dormi. Amestecul acesta poate fi Peace sau Forgive ca idee. Sunt blenduri excelente pentru seară. Aplică, uneori, aceste blenduri de calmare pe tălpi, înainte de a merge la culcare. Nu toate blendurile vor fi potrivite pentru toată lumea. Dacă găsești un blend care nu îți place, dar dorești totuși beneficiile sale emoționale, utilizează alte blenduri care oferă acele beneficii. De exemplu, dacă nu îți place Forgive, uită-te pe roată. Avem Passion și Consol de o parte și de alta a lui Forgive. Iar folosirea împreună a lor ar putea de asemenea să combată aceleași emoții negative pe care Forgive le-ar fi făcut. Utilizează amestecurile pe care le iubești pentru a obține beneficiile de care ai nevoie. Îți mulțumesc că ai urmărit această prezentare. Poți să o reurmărești pentru a te ajuta să te familiarizezi cu produse unice și să utilizezi informațiile în contextul propriilor tale experiențe.
Dacă ai nelămuriri, neclarități, dorești să afli mai multe despre uleiurile esențiale, dorești să încerci blendurile minunate pentru aromaterapia emoțională, nu ezita să mă contactezi. Mă poți găsi la oricare dintre modalitățile de pe ecran: Facebook, Instagram, e-mail, Skype. Bucuroasă să aud despre tine și bucuroasă să ajut acolo unde pot. Hai să fim sănătoși, frumoși și bănoși. Numai bine, pe curând. Te-am pupat. Ciao, ciao!